Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Suntem, stimați telespectatori, la Academia de Științe Economice din București, la etajul 1, într-un loc foarte frumos pentru și care se pretează la o expoziție pe măsura artistului plastic care expune în acest moment. Spun asta cu prietenie, să o salutăm pe o prietenă a studioului nostru de televiziune, doamna Corina Preda-Perianu. Spun asta pentru că știți, a fost la Iași, bine v-am găsit și la București acasă, la dumneavoastră. Bine ați venit mâna. Și mulțumesc pentru invitație. De ce aici expoziție cu atâtea lucrări? Pentru că sunt foarte multe lucrări și de toate felurile, acuarelă, dar de peisaje. Numai acuarelă, da. Dar diferite abordări, tematici. Da. Da. Și portrete și da, peisaje. Sunt peste 100 de acuarele. Sunt peste 100 de acuarele. Această expoziție este organizată de domnul Gabriel Niculescu, care este profesor de matematică la Academia de Studii Economice și la Politehnică. Dânsul organizează de 15 ani aceste expoziții, care durează cam 2 luni fiecare, deci sunt mai multe serii într-un an, cu scopul de a aduce arta la studenții acasă, cum ar veni, în facultate, pentru că ei poate nu se duc așa de des sau nu se duc deloc la muzee, în galeriile de artă, și atunci, vrând nevrând, trec pe lângă pictură, de obicei se expune aici, și își fac, fac o cultură generală și sensibilizează în acest domeniu. Se întâlnesc cu arta și poate asta îi ajută. Da, e un lucru foarte bun. Nu prea merge la vernisaj, așa că aici e fiind la ei acasă. Domnul Gabriel Niculescu este iubitor de artă și colecționar și deci de 15 ani organizează aceste expoziții, începând cu domnul Mărgineanu. Mi-am dorit să expun aici de acum câțiva ani, când am venit la vernisajul unui coleg, Florin Șuțu. Mi-a plăcut foarte mult acest loc. Sunt niște holuri foarte mari, luminoase și se pretează foarte bine. Se pretează foarte bine la, da, la o asemenea formă de expunere. Mi-am dorit, iar dânsul m-a invitat. Anul acesta n-am putut să refuz, chiar m-am bucurat și mulțumesc și pe această cale. Aici, în această clădire și în celelalte clădiri alăturate ale ASEU-ului, studiază peste 20.000 de studenți. Așa că am destui vizitatori, ca să spun așa, la acest etaj și la etajul 2. Am înțeles. Și pe scară sunt. E remarcat că chiar aici, în acest hol, și văd acolo, pe 30 noiembrie 1935, în prezența alteției sale, regele Carol al II-lea, s-a deschis această bibliotecă de lumină pentru răspândirea culturii românești. Mi se pare așa o placă frumos, comemorativă, foarte sugestivă pentru sigur loc. Iată de ce cultură doar și artă. Se știe, Carol al II-lea a fost iubitor de artă, de cultură și a sprijinit cultura cât a fost rege. Da, majestatea acolo sa, regele. Este ușa bibliotecii. Păi chiar acolo și placa, da, da, da. Majestății, da, sa, majestatea, da, sa, regele, da, Carol, da, al II-lea, a fost prezent aici. Da, haideți să vorbim un pic despre cam cât v-a luat să lucrați? Sunt din lucrări diferiți. Și mai vechi, nu? Sunt și lucrări mai vechi, câteva sunt chiar foarte vechi,
nu știu, vreo 2-3 din timpul studenției și imediat după. Eu am terminat în 1995 pictură la clasa profesor Vasile Grigore. De la București? Da, la Academia de Artă, așa se numea atunci, din București. Dar celelalte sunt, mă rog, de anul trecut, din... Expoziția s-a deschis la sfârșitul lunii noiembrie 2023 și sunt ceva mai apropiate. Sunt și câteva portrete ale băieților mei, am 3 fii, de când erau mai mici, deci sunt ceva mai vechi, dar majoritatea sunt noi, de câțiva ani. Puteți, sunteți soacre cu 3 nurori? Așa mi se spune, dar eu sper să fiu o soacră foarte bună și o să le iubesc ca pe propriile mele fete. Eu nu pictez numai acuarelă, am lucrări și în ulei și în pastel, cărbune. În biroul domnului rector al ASEU-ului și la secretariat este o altă expoziție cu lucrări în ulei și în pastel. Foarte interesant, foarte interesant. Eu sunt printre admiratorii dumneavoastră și am avut onoarea să vă întâlnim, să fim împreună. Onoarea a fost de partea mea. La ziua televiziunii și cu prezența unui portret acolo. Mă rog, eram mai tânăr, mai frumos, dar e firesc că artistul întotdeauna pune în pagină prin imaginația sa și prin... Și mai adaugă ceva spre bine, dacă poate. Nu cum vă străduiți când faceți un portret? Să-l faceți mai tânăr? Nu neapărat asta. Prin viziunea dumneavoastră. Nu neapărat imaginea. Mai tânăr, ci încerc să redau ceva din sufletul acelui model. Asta mă străduiesc. Pentru că altfel ar fi o poză dulceagă, așa, care duce spre chici, mai bine o fotografie decât așa ceva. Deci mă străduiesc ca prin oglinda sufletului, se știe că așa se spune privirii ochilor, să redau ceea ce a pus Dumnezeu acolo, în sufletul omului respectiv. Am văzut și vă mulțumim o lucrare care de fapt e un portret al domnului Costel Săndulache, prietenul nostru apropiat, și v-am făcut această trimitere pentru că mai mulți prieteni au remarcat cum căldura sufletului acestui drag prieten e prin ochii lui albaștri pe care i-ați redat foarte bine. Mă bucur, da. Din păcate n-am putut să lucrez după model să-mi pozeze și atunci am lucrat după o fotografie și nici nu-l cunoșteam personal. E mai greu. Și atunci mă bucur dacă am reușit să fac să fie recunoscut. Da. După atâta vreme de muncă, pentru că nu sunteți de 20 de ani? Nu, nu, deci am terminat în 1995 Academia 95. De Artă, dar am făcut 6 ani de facultate, că atât se făcea. Înainte de asta au fost încă 7 ani de pregătire pentru a intra la facultate, că se intra greu, erau locuri foarte, foarte puține, adică 3, 4, 5 locuri, și eu am dat numai la pictură, unde era bătălia cea mai mare. Deci 7 ani așa, au mai fost și anii de liceu, de arte, și înainte de anii de liceu am desenat și am pictat, de când mă știu, adică de când țin eu minte, de pe la 3 ani, așa. Asta a fost bucuria mea cea mai mare. Așa că nu pot să spun că eu pictez de 20 de ani. Poate că așa profesionist pot să spun că din momentul în care am terminat facultatea, cu toate că nu pot spune că acum eu știu totul și că sunt maestră, mai am încă foarte mult de învățat și până o să mor tot o să mai am de învățat. Și nu totul merge așa dintr-o dată. La acuarel, într-adevăr, e o tehnică pe care se lucrează ceva mai repede. Nu poți să revii că se îmbâxește, asta este cunoscut, toată lumea spune, dar trebuie să ai multă experiență și să fii
făcut multe acuarele înainte și multe rebuturi și multe încercări până să ajungi să stăpânești cât de cât tehnica și nici acum nu toate ies bune de expus. La ulei se poate reveni și la alte tehnici, se poate rade, se poate se lasă să se usuce și... Mai schimb, mai modific. Da. Dar... Asta spun că... Ați început cu expoziții de grup, nu? Cum e? Prima mea expoziție, da, cred că a fost în facultate și au fost niște expoziții de grup. Prima personală a fost în 1992, când eram studentă, cred că în anul 3, la Ploiești. A fost o expoziție tot de acuarelă, organizată de un domn colecționar, tatăl unui pictor care nu mai e printre noi, tatălui Sorin Adam. După aceea am mai avut în 1998 o personală împreună cu soțul meu care e sculptor, Vlad Perianu, la Institutul Slovac de Cultură și după aceea în 2010, la o distanță destul de mare, între timp mi s-a născut un fiu și încă doi și mi-a fost mai greu cu expozițiile personale. Am avut mai mult de grup și nu neapărat de grup. Am participat și la expoziții de amploare, expoziții municipale, naționale, chiar și în străinătate, mai puțin, dar am avut și în străinătate. Și după aceea, începând din 2014, am avut destul de multe expoziții personale, nici nu le mai știu numărul. Și în țară, nu numai la București. Da, da, și în țară, și în București, dar și în țară. Aproape că e mai ușor în țară decât în București, pentru că în București e... Da, costă deși mult. Sunt multe galerii, sunt și mulți artiști care... Da, trebuie să stai la coadă, costă și mult... închirierea unui spațiu. Chiar dacă este al Uniunii Artiștilor Plastici, eu sunt membra Uniunii Artiștilor Plastici din 1996, adică la un an după ce am terminat facultatea am devenit membră, dar, mă rog, e ceva mai greu. Ține de vocație, până la urmă, ține de inspirație și de multă muncă. Da, multă muncă pe care o faci cu o deosebită plăcere, că aproape că uiți că e muncă. E așa ceva când între... Când pictați ziua, noaptea? Și ziua și noaptea. De la serviciu, eu lucrez la Muzeul Național de Artă, pentru că nu pot trăi din pictură. Am înțeles. Lucrez din 1997, înainte am lucrat în învățământ. De la muzeu plec direct spre atelier. De 3 ani am un atelier foarte aproape de muzeu. Și în 8 minute ajung și abia aștept să ajung cel acolo. Din fața și din primăriei, nu? Unde da, am fost mai în vizită. Da. Și acolo stau, la început stăteam cam 3 ore, după aceea din ce în ce mai mult, adică am stat și până pe la 9:30 seara, 10 și ajung după o oră acasă, noaptea târziu. Doar duminica nu mă duc și sâmbătă mă duc. Mă simt foarte bine acolo și îmi place foarte mult. Mă regăsiți în da, lucrurile da, acolo pe care... am multe obiecte care îmi plac, obiecte vechi, mi-am pus... lucrările pe pereți, rastel, mă simt bine și dacă o zi trece în care nu am pictat, atunci măcar în ziua aia îmi pun lucrările în ramă, în pasparturi, nu întotdeauna le duc la atelierul de rame, pun și singură, mai fac ordine, dar de regulă zilnic lucrez și uneori mai și restaurez în particular tot acolo. Restaurez ceramică, ceramică și sticlă. Ceramică însemnând porțelan, faianță, gresie, nu numai și teracotă, bineînțeles, că este înțeles greșit termenul acesta de ceramică. Tot se gândesc la lutars, la străchiri sau mai știu eu, la teracotă. Foarte, foarte important ce spuneți. Ceva bunică sunteți? Nu. Dar s-ar putea ca fiul cel mare să căsătorească anul ăsta și mă bucur foarte mult. Ceilalți doi încă mai încă sunt mai mici, mai studiază. Copilăresc, da, da. Și sunt studenți deja?
Da, doi au terminat și unul este la scenografie, e anul 2. Acum în plină sesiune. Sunt cumva cu trimitere și pe zona artistică, păi da, la pictură? Deci, au terminat o streitoniță, doi dintre ei lucrează, deci cel mare și cel mijlociu, la mozaicul pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Și le place foarte mult, chiar au învățat o meserie, că asta n-au făcut în liceu sau în facultate. Iar cel mic este student la scenografie și se potrivește foarte bine. Lui place mult să sculpteze, să modeleze, să picteze, să deseneze, să confecționeze. Acolo face de toate. S-au mă lipsit de la dumneavoastră, de la tată și mama. Asta au văzut în casă, noi nu i-am obligat, dar le-a plăcut de mici. Au desenat cu ușurință și au fost cumva în mediul lor, așa. V-ați schimbat profesia dacă ați dat timp înapoi? S-o nu, dar atunci când tot dădeam examen și nu intram și ziceam, bine, o să mai dau și la anul, mă gândeam ce aș putea face. Mi-a plăcut de mică să desenez, dar mi-au plăcut literatura, istoria și geografia. Și poate aș fi ales filologia, dar deja trecuseră niște ani în care m-am pregătit numai pentru pictură și rămăsesem în urmă cu partea aceasta de filologie. Nu, n-aș fi putut. Nu, aș fi dat, cred că, până când aș fi intrat. Noroc cu Revoluția. Și-aș da de 2 ore, 3 ore? De 7 ori, v-am zis. Vai, 7 ani de pregătire după anii de liceu de artă și, pe urmă, încă 6 de facultate. Imediat după Revoluție s-au suplimentat locurile la fiecare secție de la arte, nu știu dacă și de la muzică sau teatru, unde erau la fel de puține. 7 pentru locuri, cei, nu, de 7 erau multe. Nu, au fost și 3-4 locuri. Dacă erau 6, erau ocupate de cei care fuseseră în armată înainte și intraseră și le rămâneau lor 2-3 locuri. Dar pentru că eu căzusem, în ultimii ani căzusem sub linia roșie, prima, la fel s-a întâmplat și în 89, că am dat examen vara, am căzut prima sub linie și în februarie am fost sunată de la secretariat și am fost anunțată că am devenit studentă, mi-am dat niște examene care se dăduseră în primul semestru și am devenit studentă din februarie 1990. Ce telefon așteptat? Nu mă așteptam, să știți. Nu, mă gândeam că o să dau din nou și în vara lui 90, dar în vara lui 90 deja eram studentă, terminasem primul an și eram pe la Târgu Jiu într-o practică studențească. Practicile noastre au fost minunate, așa cum sunt taberele, simpozioanele de pictură sau sculptură. Noi mergeam prin locuri foarte frumoase și pictam cam o lună de zile și luam notă după aceea și pentru această practică. Pentru că ne dorim să luăm și imagini și pentru că ne dorim să vă mai invităm și la Iași și să ne mai vedem, ar vrea să ne oprim înainte însă de a vă întreba de alte proiecte pe acest an, dacă suntem la început, noi suntem încă în ianuarie și probabil v-ați făcut un plan de expoziții, de vernisaje, de deplasări. Nu, nu mi-am făcut un plan de expoziții. Nu știu unde aș putea expune, dacă sunt invitată o să merg. Sigur că o să expun alături de colegii mei în expoziții de grup sau municipale sau naționale. Deja am 2 lucrări la Călăraș, s-a deschis la muzeul de acolo din Călăraș, cred că chiar ieri a fost vernisajul, o expoziție peste 100 de artiști, cred că sunt invitați. O să fie la Brăila expoziția de plastică mică, acolo sunt
picturi și sculpturi foarte mici. Picturile nu trebuie să depășească 30 de centimetri fiecare latură. Și am pregătit o lucrare, să o trimit, o să fie în martie. După aceea, nu știu, dacă sunt undeva invitată, o să răspund aceste invitații. Dar abia aștept taberele de pictură, de care or să fie vara și spre sfârșitul verii, poate început de toamnă. Sperăm să ne vedem și la Iași. Vă mulțumesc foarte urmează cu ziua televiziunii. Sperăm să ne gândim la o formă de a vă provoca și cu vernisaj, dar mai încercăm să vă mai mulțumesc să vă mai solicităm mult. Și pe această temă. Pentru astăzi vă mulțumesc și vă și doresc, vă mulțumesc vă doresc mult. Succes. Succes și multă să sănătate. Să dea Domnul. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,